Deschidem Cartea Sfântă Biblia la Sfânta Evanghelie după Matei, capitolul 3. O să citesc ca sursă de inspirație pentru predica pe care o voi rosti, de la versetul 13 la versetul 17, pagina în Biblie 925. Sfânta Evanghelie după Matei, capitolul 3. Botezul lui Iisus Hristos. Atunci a venit Iisus din Galileea la Iordan, la Ioan, ca să fie botezat de el. Dar Ioan căuta să-l oprească. Eu, zicea el, am trebuință să fiu botezat de tine și tu vii la mine? Drept răspuns, Iisus i-a zis, lasă-mă acum, căci așa se cade să împlinim tot ce trebuie împlinit. Atunci Ioan l-a lăsat. De îndată ce a fost botezat Iisus, a ieșit afară din apă și în clipa aceea cerurile s-au deschis. Și a văzut pe Duhul lui Dumnezeu coborându-se în chip de porumbel și venind peste el. Și din ceruri s-a auzit un glas care zicea, acesta este Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Dragii mei, pentru mine, pentru bordul pastoral, pentru comitetul bisericii și chiar pentru Biserica Muntele Sionului, este o bucurie astăzi știind că 24 de persoane doresc să încheie în apa botezului legământ cu Dumnezeu. Ne bucurăm de lucrul acesta. Mă gândeam când fratele Adi spunea de sora că are 18 ani, chiar dacă are peste 80 de ani, vreau să vă spun un singur lucru. Într-o zi, Richard Wurmbrand s-a întâlnit cu un bătrân care avea 80 de ani și l-a întrebat, câți ani ai, frate? Și bătrânul a zis, 3 ani. Cum să ai 3 ani? Doar îmi dau seama că n-ai 3 ani. Însă bătrânul a zis, ba da, să știți, 3 ani am, nu mi-am pierdut mintea, încă cu mintea întreagă. Zice, numai 3 ani am pentru că ceilalți ani am trăit fără Dumnezeu. Și trăind fără Dumnezeu sunt ani pierduți. 3 ani am de când m-am întors la Domnul. Așa că, Adi, n-ai greșit tare rău. Ne bucurăm anii să-i contabilizăm dacă trăim în voia lui Dumnezeu. Ani fără Dumnezeu sunt ani pierduți. Și la ce bun viața asta e bun pierdut de n-ai trăit-o cum a vrut Dumnezeu. De aceea vă felicit astăzi că ați luat în mod deliberat această decizie în a-L sluji pe Dumnezeu. Pentru asta, dragii mei, ca sursă inspirativă, cum am spus, poate este cineva aici care de prima dată a venit sau poate de mai multe ori și își pune următoarea întrebare. De ce bisericile evanghelice, bisericile protestante, mai ales, nu, neoprotestante, de ce bisericile neoprotestante botează oameni mari și nu botează copii? De ce nu botezăm copii? De ce botezăm oameni mari? Asta este o întrebare care, și la care vreau să răspund din punct de vedere biblic, pentru că pentru orice creștin, indiferent de confesiunea religioasă, catolic, ortodox, reformat, greco-catolic, baptist, penticostal, creștin după Evanghelie, și șirul ar putea să continue, tot ce contează pentru toți creștinii ar trebui să fie, în primul rând, Biblia. Biblia nu este egal cu sfântă tradiție. Biblia nu e egală cu nicio carte din lumea asta. Biblia este o carte fără egal, pentru că Biblia este cuvântul inspirat, venit de la Dumnezeu. Și nu are egal. Biblia este cartea cărților, este unica, venită de la Dumnezeu, care are menirea să ni-l reveleze, să ni-l descopere pe Dumnezeu, așa cum este Dumnezeu în însușirile sale. Ea reflectă slava lui Dumnezeu. Oameni care au trăit în vremuri diferite, în timpuri diferite, au scris această carte, au contribuit la această carte. Fără să se fi cunoscut, fără să fi umblat la aceeași școală, fără să fi avut aceeași profesor, demnitar și oameni de rând și-au pus condeiul în slujba lui Dumnezeu. Și astfel, cartea asta, Biblia, este o minune a lui Dumnezeu. Nici o carte n-a fost scrisă într-un interval atât de mare cât a fost scrisă Biblia. Și n-au participat la nicio carte atâți autori la câți a participat
la Biblie, la cuvântul lui Dumnezeu. De aceea Biblia este o minune, faptul că nu se contrazice. Vechiul Testament completează Noul Testament, este o minune a lui Dumnezeu. Aș vrea să ne inspirăm de la botezul Domnului Iisus. De ce Iisus Hristos a botezat când a fost mare, la 30 de ani? De ce Maria, când era mic și l-a dus la templu, n-auziți cei de la templu, preoții, sau Simeon, bătrânul, când l-a luat în brațe, copilul ăsta trebuie să fie botezat? De ce Iisus Hristos a dus la vârsta de 30 de ani să intre în apa botezului și Ioan, când l-a văzut, sigur, avea Iisus nevoie de botez? Răspunsul pentru orice creștin care are noțiuni biblice, cât de cât, ar trebui să fie nu. Iisus nu avea nevoie de botez, pentru că botezul lui Ioan era un botez spre iertarea păcatelor. Adică ce se întâmpla? Oamenii mergeau la râul Iordan, Ioan a venit dincolo de Iordan, a fost crescut de o grupare de esenieni, oameni care se temeau de Dumnezeu și care erau într-un fel excentrici numiți de evrei, oamenii aceștia care n-au vrut să se amestece cu romanii și care s-au dus și s-au ascuns în munți când romanii i-au cucerit pe evrei. Acolo Ioan a crescut între ei. Însă Dumnezeu, nu știm și nu avem date cum l-a chemat Dumnezeu pe Ioan, el spune, cel ce m-a trimis să botez mi-a zis. Adică Dumnezeu, într-un mod providențial, printr-o revelație, printr-o descoperire specială, i-a vorbit lui Ioan să meargă și să boteze. El a venit la Iordan, ținuta lui era una chiar în afara ținutei umane, era chiar una mai mult decât simplă. Purta o haină de păr de cămilă, spune Biblia, și mânca miere sălbatică. Avea un stil de viață interesant. Omul acesta a venit la Iordan și ca un magnet, oamenii au fost atrași ca să vină la Iordan să se boteze. Ei ascultau mesajul evanghelic pe care el îl transmitea fără să aibă sisteme acustice, striga și spunea, pocăiți-vă căci împărăția lui Dumnezeu este aproape, întoarceți-vă la Dumnezeu. Oameni simpli și chiar farisei și cărturari au înțeles, au fost străpunși de mesaj și veneau la Ioan să se boteze. Era un botez spre pocăință. Oamenii veneau, își mărturiseau păcatele și după ce își mărturiseau păcatele, Ioan îi boteza. Și iată-l acum a venit și Iisus. Iisus n-avea niciun păcat. De ce s-a botezat Iisus? De ce Iisus Hristos a intrat în apa botezului? Putea să nu intre, putea să nu facă botezul și totuși l-a făcut. Toată viața lui Iisus nu e altceva decât o reflecție pentru noi. Un exemplu, un tipar pe care eu trebuie și tu trebuie să-l urmezi. Cine este exemplu pentru viața ta? Care-i tiparul pe care îl copiezi? Standardele lumii au tiparele ei. Suntem învățați să ne îmbrăcăm de cei de la Hollywood. Ei ne dictează cum să ne îmbrăcăm. Și dacă atunci pantalonii trapezi erau păcat și se considerau și creștinii considerau că lucrul acesta este o ofensă adusă la adresa lui Dumnezeu, astăzi creștinii nu mai consideră lucrul acesta. De ce ni s-a tocit oare acea sensibilitate spirituală și lucrurile care altădată le consideram păcat, astăzi ne-am obișnuit cu ele și ni se par normalitate? Nu neapărat vorbesc de ținuta asta vestimentară, care totuși, din punct de vedere biblic, contează. La Ioan a venit Domnul Iisus și aș vrea să vedem de ce s-a botezat Iisus. Mi-am intitulat mesajul, ce învățăm din botezul Domnului Iisus Hristos? Ce învățăm noi? El a trăit pentru noi ca să ne devină exemplu și nu numai, să devină mântuitor, salvatorul nostru. Prin urmare, trebuie să-L copiez, să-L imit pe Hristos. Eu nu trebuie să imit oameni, e adevărat, trebuie să existe și sfinți care să-mi fie pedagogi spirituali, care să-mi fie mentori spirituali, care să mă învețe, după cum spunea Pavel, călcați pe urmele mele, însă nu eu sunt principalul, ci eu calc pe urmele lui Hristos. Mă gândesc câți păstori, câți prezbiteri, câți diaconi, câți slujitori ecleziastici pot să iasă în fața comunității pe care o reprezintă și să spună, călcați pe urmele mele, pentru că și eu calc pe urmele lui Hristos.
Câți bărbați care poartă numele de soț sau tați pot să iasă în fața familiei, în fața soției, în fața copiilor și să spună: mă vedeți cum sunt acasă, călcați pe urmele mele și eu calc pe urmele lui Hristos. Te întreb azi, tu pe ce urme calci? Călcăm pe urmele lui Hristos doar în biserică, la slujbe și în afara bisericii, în timpul săptămânii, pe ce urme călcăm? Pe cine copiem? Cine este tiparul? După cine ne formatăm, ne formăm viața? Pe cine urmăm? Contează foarte mult. Și în această zi aș vrea să vedem de ce s-a botezat Iisus. Poate ești aici și te-ai botezat sau te-au dus alții la botez când erai un bebeluș, când erai un copil mic. Și ți s-a spus că tu ești creștin botezat, nu mai trebuie să te botezi. Problema care trebuie să ți-o pui este acel botez biblic sau este o tradiție a bisericii? Iată, ne uităm puțin în vremurile lui Iisus. Aș vrea să vă duc cu imaginația acolo. Biblia spune că Ioan, botezătorul, nicăieri nu scrie că a botezat copii, ci spune că oamenii veneau, își mărturiseau păcatele, adică acei oameni, și apoi Ioan îi boteza. Asta înseamnă că erau adulți, erau maturi, erau la majorat, erau când conștientizau ei, când ajungeau la convingerea că sunt păcătoși. Astfel că Domnul Iisus Hristos ne-a dat una din poruncile sale. De ce botezăm noi adulți? Iată de ce botezăm adulți. Una din poruncile Domnului Iisus în Matei 28 cu versetul 19, dacă vreți să o postați, sună în felul următor. Duceți-vă, adică noi, ucenicilor, celor care îl urmau, duceți-vă, le-a spus, asta este poruncă, asta nu e opțiune, duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Și următorul verset, versetul 20, și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Avem două mandate ca obligație din partea lui Hristos. Să facem ucenici, să-i botezăm și apoi să-i învățăm. De aceea ne întâlnim în fiecare joi la biserică, în fiecare duminică dimineața și după masă la biserică, pentru că dorim ca să îi învățăm și să ne învățăm cum să-L urmăm pe Iisus Hristos. Însuși Domnul Iisus a practicat botezul la vârsta de 30 de ani și apoi ucenicii Lui au botezat și ei în acord cu Domnul Iisus Hristos. Iată ce ne spune Sfântul Evanghelist Ioan, Evanghelia după Ioan, capitolul 4, versetul 1 și 2. Vă rog să postați Evanghelia după Ioan. Domnul a aflat că fariseii au auzit că el face și botează mai mulți ucenici decât Ioan. Însă Iisus nu boteza el însuși, ci ucenicii lui. Ucenicii nu făceau nimic fără acordul lui Iisus. Iisus i-a mandatat pe ucenici să boteze alți ucenici care vor să-L urmeze pe El, pe Iisus Hristos. Și farisei au aflat că Iisus botează mai mulți decât boteza Ioan. Deci iată că botezul la adulți este un botez pe care l-a practicat Iisus, l-au practicat ucenicii, l-au practicat acești ucenici deveniți mai târziu apostoli, l-au practicat în Cartea Faptele Apostolilor, ca normă de poruncă, de autoritate încredințată de însuși Iisus Hristos. Dar ce a făcut Iisus cu copiii? Nu i-a botezat Iisus pe copii? De ce atunci când au venit în Sfânta Evanghelie după Marcu, de la 10, capitolul 10, de la 13 la 16, spune Biblia că au venit i-au adus niște copilași ca să se atingă de ei. De ce nu i-a botezat Iisus pe acești copilași? Putea foarte bine Iisus să spună: aduceți repede aici apă să-i stropesc, sau aduceți repede un lighean așa mai adânc ca să-i scufund în această apă să-i botez. Iisus nu scrie că a făcut o astfel de practică, ci uitați ce spune. Dar ucenicii au certat pe cei ce aduceau copiii. Când au văzut Iisus lucrul acesta, s-a mâniat și a zis: lăsați copilașii să vină la mine, nu-i opriți, căci împărăția lui Dumnezeu este a celor ca ei. Adevărat vă spun că oricine nu va primi împărăția lui Dumnezeu ca un copilaș, cu niciun chip nu va intra în ea. Apoi i-a luat în brațe și i-a binecuvântat
punându-și mâinile peste ei. Asta face biserica evanghelică, biserica penticostală, de exemplu. Când sunt copiii mici, îi aducem aici, îi luăm în brață și la fel cum Domnul Iisus i-a binecuvântat cu binecuvântarea pe care Domnul i-a dat-o lui Moise în Numeri capitolul 6, în aceeași manieră îi binecuvântăm și noi. Acești copii, când ajung mari, au ei dreptul de decizie. Dacă vor să devină creștini, creștinii nu se obligă, nu se fac prin obligație. Creștinii trebuie să se facă creștini prin mod deliberat de alegere, nu prin forță, nu prin obligație. Aș vrea să învățăm câteva lucruri din botezul lui Iisus. Botezul acesta creștin, începând din secolul 2, apoi în secolul 4 și timp de 1000 de ani, s-a denaturat în biserica creștină. Și vom vedea de ce Iisus s-a botezat la vârsta de 30 de ani. Iată câteva lucruri care le-am extras din acest text ca învățătură pentru noi. Istoria botezului lui Iisus o aflăm citind aici, dar are ea de a face ceva cu mine? Are ceva de a face cu noi, cu creștinii secolului 21? Învățăm noi ceva din botezul lui Iisus? Da. Am desprins patru lucruri care le învățăm din botezul lui Iisus. Primul lucru care l-am învățat, sau îl învăț, sau l-am extras de aici, este că la botez trebuie să vii în mod personal. Iată ce spune versetul 13. Atunci a venit Iisus din Galileea la Iordan. Nu l-a adus mama, nu l-a adus tata, nu l-a adus nașu, nu l-a adus nașa, ci Iisus a venit în mod personal. Dumnezeu este un Dumnezeu care vrea să aibă o relație de comuniune personală cu omul. Nu la nivel doar de grup. Biblia când vorbește de faptul că Dumnezeu este Dumnezeul meu. Este o chestiune personală. Vedeți, Dumnezeu ne-a creat cu niște, aș putea să le spun, niște nevoi personale. Haideți să vă dau un exemplu. Ne-a creat Dumnezeu pe fiecare cu nevoi personale. De exemplu, atunci când îmi este foame, cine trebuie să mănânce? Poate mânca tata în locul meu dacă mi-e foame? Poate mânca mama în locul meu dacă mi-e foame? Poate mânca o lume întreagă în locul meu dacă mi-e foame? Nu! Dumnezeu m-a creat cu niște nevoi personale. Când îmi este foame, eu personal trebuie să mă duc să mănânc. Când îmi este sete, poate să bea cineva în locul meu și mie să întreacă de sete? Nu! Eu personal trebuie să mă duc să beau apă dacă vreau să întreacă de sete. Dacă nu, poate să bea o lume întreagă apă să-i treacă de sete și eu rămân tot însetat. Aceste nevoi sunt exacte și nu se mai schimbă niciodată. Neschimbabile. De exemplu, alte nevoi care le-a pus Dumnezeu în noi și nu le poate schimba nicio civilizație, nicio cultură, nicio bunăstare, oricât de bogat ai fi. Dacă mi-este frig, ce trebuie să fac? Să mă îmbrac, nu? Păi dacă mi-este frig, mă duc și îmi iau o haină să mă îmbrac. Îmi trece mie de frig dacă mănânc? Când îmi este frig? Păi pot să mănânc oricât până simt că explodez. Că tot frig îmi va fi. Când îmi este frig, am nevoie de o haină. Când îmi este foame, am nevoie de hrană. Când îmi este sete, am nevoie de apă și așa mai departe. În domeniul mântuirii, lucrurile stau asemănător. Nu poate altcineva să vină să se boteze în locul meu. Nu pot trimite pe tata să se boteze în locul meu. Nu pot trimite o rudenie să se boteze în locul meu. Nu pot plăti un prelat, un pastor, un preot să se boteze în locul meu. Personal trebuie să vin la botez. Pentru că mântuirea este o chestiune personală. Uitați-vă în 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 29, ceea ce spune Apostolul Pavel. Apostolul Pavel, vorbind despre învierea din morți, celor din Corint, la un moment dat este șocat. Culmea, ei cred în Hristos, dar nu cred în învierea morților și mai mult decât atât au ajuns să comită și deplasări sau devieri de la botezul biblic. La un moment dat, ce credeau cei din Corint? Cei din Corint credeau în felul următor. Dacă tata, cât o trăit, nu s-a botezat și a murit, eu ca fiu al lui, acum aș putea să mă botez pentru tata care a murit, ca tata care a murit să fie și el cumva mântuit. Și atunci el pune întrebarea în mod retoric.
Cum nu credeți voi în învierea morților? Atunci, de ce se mai botează unii din voi pentru cei morți? Pentru cei care au murit? De ce se mai botează ei pentru cei morți? Nu că botezul acesta ar fi bun, dar îi se părea paradoxal lui Pavel că oamenii aceștia se botează pentru alții care au murit, dar ei nu cred în înviere. Nu te poți boteza pentru altcineva. Nimeni nu te poate substitui în botez. Faptele Apostolului, capitolul 8, versetul 36, Biblia ne vorbește despre famenul etiopian, care avea slugi în jurul lui și era bogat, care se îndrepta acum înspre Etiopia, înspre Addis Abeba, de unde venise. Și în timp ce Filip îi predica Evanghelia, famenul, nu zice unul din slujilor din slujile sale, intrați în apă în locul meu și botezați-vă în locul meu, ci uitați ce spune acolo, uite apă, ce mă împiedică să fiu botezat? Și au intrat în apă. Botezul este o chestiune personală. Pocăința, de asemenea, este o chestiune personală. Nimeni nu se poate pocăi în locul meu. Degeaba ai pocăit tata, degeaba ai pocăită mama. Și eu, ca fiu al lor, trăiesc rătăcitor. Pocăința părinților mei nu mă ajută pe mine în nepocăință. Nu mă face pe mine să fiu un sfânt, ci personal trebuie să am o întâlnire cu Dumnezeu. Copiii noștri se nasc în familiile noastre, cresc sub ochii noștri, îi aducem la biserică cum îi aducem, uneori vor, alteori nu vor să vină. Dar copiii noștri nu sunt pocăiți până nu se întâlnesc ei cu Dumnezeu. Și vreau să subliniez încă o dată, pocăința nu e o religie, cum eram batjocoriți în sistemul trecut. Pocăiți și să dea Dumnezeu să fim pocăiți cu toții. Pocăința e o atitudine a inimii față de Dumnezeu, nu o religie. Prima predică a lui Iisus a fost, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. În Faptele Apostolilor, capitolul 8, versetul 22, Biblia descrie acolo un segment interesant. Spune că Filip s-a dus în cetatea Samariei și predica Evanghelia. În timp ce predica Evanghelia, mulți au crezut și l-au primit pe Domnul. Printre care și unul care se ocupa cu ocultismul, era Simon, numit Simon Vrăjitorul. Ăsta făcea vrăji și uimea națiunea, uimea poporul din Samaria cu vrăjile lui. Însă când l-a văzut pe Filip, că ce minuni face Dumnezeu prin el, și când a auzit Evanghelia transmisă de Filip, scrie Biblia, chiar și Simon s-a botezat. Însă, vom vedea mai târziu că botez nu înseamnă doar să intri uscat în apă și să ieși ud. Cam asta s-a întâmplat în viața lui Simon, vrăjitorul. Mai târziu vin alți doi apostoli care, după ce au văzut că Samaria a primit cuvântul Domnului, Dumnezeu a făcut o minune. Dumnezeu i-a botezat și cu Duhul Sfânt. Și acum se uita Simon la apostoli, care își puneau mâinile peste cei care erau botezați, peste samariteni, și vedeau cum primesc Duhul Sfânt. Și Simon și-a zis, ce avantaj aș avea și eu, dacă aș putea să am această putere, peste cine îmi pun mâinile să primească Duhul Sfânt, câți bani aș face eu? Mi-ar da foarte mulți bani, câți n-ar da bani să fie botezați cu Duhul Sfânt? Și s-au dus, s-au apropiat de apostol și au zis, ascultați-mă, vreau să vă dau bani. Câți bani vreți? Dați-mi și mie puterea aceasta peste cine îmi voi pune mâinile să primească Duhul Sfânt. Știți ce a spus Petru? Banii tăi să piară împreună cu tine. Pentru că ai crezut că darul lui Dumnezeu s-ar putea căpăta cu bani. Tu n-ai nici parte, nici sorți în toată treaba aceasta, căci inima ta nu este curată înaintea lui Dumnezeu. Și ascultați un verb la imperativ. Pocăiește-te, dar de această răutate, și doi, un al doilea, roagă-te Domnului ca să-ți ierte gândul acesta al inimii, dacă este cu putință. Nici pocăința nu putea să o facă Petru în locul lui Simon. Și nici rugăciunea înaintea lui Dumnezeu, cerându-și iertare, nu putea să o facă altcineva decât Simon, pentru că el a păcătuit. Dar în versetul 22, când Simon aude verdictul, auziți ce zice, rugați-vă voi pentru mine. Dragii mei, pocăința, rugăciunea,
credința, întoarcerea la Dumnezeu, moartea, fie moarte spirituală de păcate, fie moartea fizică. Nimeni nu o poate experimenta în locul meu. Când îmi vine ceasul, eu trebuie să mor. Iar spune Biblia, Evrei 9:27, oamenilor le este rânduit să moară o singură dată și apoi vine judecata. Dar lucrurile acestea toate le experimentăm într-un mod personal. Și un lucru final care îl vom experimenta în mod personal va fi judecata. 2 Corinteni 5:10, căci toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată a lui Hristos. Pentru ca, spune Pavel, fiecare, adică în mod personal, să-și primească răsplata după binele sau răul pe care l-a făcut când trăia în trup. De aceea, Iisus a înțeles foarte bine acest concept divin. Deși nu avea nevoie de botez, El a venit ca să-mi dea mie exemplu. E nevoie să intri personal în apa botezului. Putea Iisus să trimită un ucenic în locul lui. Putea să trimită pe oricine în locul lui. Însă Iisus a dus personal. Un al doilea lucru care îl învăț din botezul lui Iisus este că botezul trebuie să-l dorești din toată inima. Mă gândesc că cei 24 de candidați doresc acest botez să-l facă din toată inima lor, fără să te oblige cineva. Auziți ce spune Biblia în versetul 14? Dar Ioan căuta să-l oprească. Nu, tu n-ai nevoie de botez. Eu nici nu sunt vrednic să te botez pe tine. Însă Iisus este de neoprit. Lasă-mă acum să împlinim tot ce trebuie împlinit. Când cineva dorește să se boteze, din toată inima nimeni și nimic nu-l mai poate opri de la botez. Pentru că botezul este o chestiune foarte, foarte serioasă, mai mult decât o chestiune. Poate nu greșesc dacă aș spune că e un sacrament al bisericii. Că e un lucru sacru, un lucru obligatoriu pe care îl cere însuși Dumnezeu. Un lucru de care fiecare creștin are nevoie. Pe care trebuie să-l dorești din inimă. Revin la famenul etiopian. Cine l-a obligat pe famen să se boteze? Uite apă! Fapte 8:36. Ce mă împiedică să fiu botezat? Există piedici externe și piedici interne în calea botezului. Totuși există. Unele piedici nu te lasă ca să faci acest botez. Fie interne, fie externe, însă trebuie să le depășești. Care ar fi piedicile interne care nu ne lasă să ne botezăm? Iată, există câteva piedici interne. Înainte de botezul în apă, trebuie să existe convertirea. Convertirea nu este botezul în apă. Înainte de botezul în apă, trebuie să existe nașterea din nou. O să vorbesc mai târziu despre ele. Înainte de botezul în apă, trebuie să existe și o cunoaștere a Scripturilor. Trebuie să existe pocăință, trebuie să existe sfințire. Acestea sunt niște piedici interne pe care nu neapărat sunt rele, dar te conștientizează de importanța botezului în apă, pe care dacă le-ai făcut, nu mai sunt piedici. Dar pot să fie piedici externe. Știți ce spunea Domnul Iisus? Că omul va avea de adversari, de împotrivitori, chiar pe cei din casa lui. Cunosc cazuri de frați și surori care după ce au fost botezați aici și s-au dus acasă, fie părinții i-au dezmoștenit, fie soțul și-a dat soția afară din casă, fie soția n-a mai vrut să stea cu soțul, s-au divorțat pentru faptul că el sau pentru faptul că ea s-a întors la Dumnezeu, dar a fost de neoprit. A spus, tată și mamă, mă puteți dezmoșteni, puteți să-mi luați tot, nu mă las de Domnul Iisus Hristos. Oameni care au plătit pentru botezul care l-au făcut, care n-au putut să fie opriți de la botez. Când Petru le-a predicat celor evreilor și celor dintre neamuri, la un moment dat toți au zis, vrem să ne pocăim, ce să facem? Se mai poate opri apa, a zis Petru. Pentru cei care au primit aceeași credință, același Duh ca și noi, nu-i mai puteai opri pe acești oameni și toți au fost botezați. Știți,
Timp de 1000 de ani, biserica a practicat botezul nebiblic, cum spuneam, botezul la copii. Însă în secolul XVI a fost o grupare numită anabaptiști, care s-au ridicat împotriva acestui sistem clerical nebiblic și care au zis: botezul adevărat este botezul pentru cei maturi, după cum spune Apostolul Petru, că trebuie fiecare în mod personal să mărturisească un cuget curat. Și cum să-l facă lucrul acesta dacă un copil, un bebeluș nu poate vorbi, dacă nu poți comunica cu el, dacă nu poate comunica cu tine? Cum să mărturisească el un cuget curat? Astfel că anabaptiștii au început să vină cu această nouă învățătură. Nimeni și nimic nu i-a mai putut opri, deși au fost greu martirizați, au fost chinuiți, au fost omorâți. Într-o noapte au fost luați și duși înnecați, bărbați, femei, copii, înnecați în apă, pentru că n-au vrut să renunțe la această credință. N-au vrut să-și schimbe credința asta biblică și au zis: pentru acest principiu biblic suntem gata să murim. Orice principiu sfânt din Scriptură este principiu pentru tine dacă ești gata să mori pentru el. Dar dacă nu ești gata să mori pentru el, nu-i principiu, și chiar dacă este principiu. În biserică putem să schimbăm orice. Putem să schimbăm scaunele, putem să schimbăm culoarea, putem să schimbăm poziția corului, poziția amvonului, orice. Dar principiile lui Dumnezeu n-avem voie și nu le putem schimba niciodată. Botezul trebuie să-l dorești din toată inima. Am fost de câteva ori, stând de vorbă cu fiecare în mod personal, și am zis: ce-ar fi să mai amâi? Nu te poți boteza dacă nu erau chestiuni de ordin biblic, adică dacă nu erau chestiuni de ordin moral sau alt, dar dacă totul era bine și doar așa, ca să-i pui și la încercare să văd chiar vor oamenii ăștia să boteze. I-am zis: ar trebui să mai amâi. Cineva mi-a spus: frate Nelu, orice ați face, de nu mă botezați, sar singur în apă și mă botez. Vreau să mă botez. Este o chestiune de voință personală și de dorință acută. Dacă nu există dorință, chiar dacă ești îmbrăcat în alb astăzi, renunță la botez dacă n-ai o dorință profundă, o dorință adâncă în care să închei legământ cu Dumnezeu. În al treilea rând, botezul trebuie făcut după Scripturi. Auziți ce spune Domnul Iisus: lasă, Ioane, să împlinim tot ce trebuie împlinit. Ce trebuie împlinit? Știți că despre Iisus, Iisus Hristos este unic. Despre El s-au scris în urmă cu 1000 de ani înainte ca El să vină să se întrupeze pe pământ. Și toată viața lui Iisus Hristos a fost scrisă cu lux de amănunte, știind ceea ce se va întâmpla. Vă amintiți că în Biblie de multe ori scrie: n-au putut pune mâna pe el că nu-i sosise ceasul. Iisus știa care acum i-a sosit ceasul, că trebuie să fie dus și așa și așa. De unde știa Iisus despre aceste ceasuri? Pentru că erau scrise cu lux de amănunte în Biblie, în fiecare zi, tot ceea ce avea să se întâmple despre el și cu el. Astfel că Iisus spune în versetul 15: lasă-mă acum, căci așa se cade să împlinim tot ce trebuie împlinit. Ce trebuie împlinit pentru botezul în apă să fie biblic? Ca să fie biblic, și acum repet, trebuie să existe loc o convertire, o întoarcere la Dumnezeu. Faptele Apostolilor, capitolul 9, versetul 4-6, întoarcerea lui Saul. Saul pe drumul Damascului s-a convertit. Dar convertirea nu este egală cu botezul în apă. Abia mai târziu a fost botezat. Nașterea din nou, Ioan capitolul 3, de la 1-13. Nicodim stătea de vorbă cu Domnul Iisus și Iisus accentuează nașterea din nou. Credința. Marcu 16:16. Înainte de botez trebuie să existe credință. Auziți ce spune Biblia: cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Dar cine nu crede, va fi osândit. Observați, nu mai spune și nu se botează. Cine nu crede, pentru că accentul trebuie să creadă pe credință care e înainte de botez. Pocăința care este înainte de botez, fapte 2:38-39, și apoi trebuie să continue toată viața ca un proces. Și sfințirea, 1 Petru 3:15-16. Iară trebuie să continue ca un proces toată viața.
Un alt lucru ca să fie după Scripturi este să fie făcut la maturitate. Atunci când tu personal conștientizezi și mărturisești cu gura ta pe Iisus Hristos ca Domn. 1 Petru 3 cu 21. Ce spune acolo Sfântul Apostol Petru? Vă rog să vă uitați, dacă puteți să mă afișați. 1 Petru 3 cu 21. Icoana aceasta închipuitoare vă mântuiește pe voi și anume botezul, care nu este o curățire de întinăciunile trupești, ci este mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu. Repet, cine poate face o mărturie a unui cuget curat? Decât persoana în cauză. Să fie făcut în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Matei 28 cu 19. Acesta este botezul biblic. În Faptele Apostolilor veți găsi următoarea expresie scrisă în Faptele Apostolilor. Și apoi cei ce au crezut au fost botezați în numele lui Iisus. De aici s-a născut o învățătură. Creștinii trebuie să fie botezați doar în numele lui Iisus. Asta este o învățătură greșită. De ce se folosește această expresie, au fost botezați în numele lui Iisus? Pentru evrei, Iisus era un profet. Iisus era un învățător, nici de cum fiu al lui Dumnezeu. Ca să fie convinși, sau ca apostolii să-i convingă pe evrei că Iisus este Fiul lui Dumnezeu, au trebuit să le spună ucenicilor lui Ioan că botezul în numele lui Iisus înseamnă nu altceva decât botezul care l-a poruncit Iisus. Asta însemna botez în numele lui Iisus. Botezul care l-a poruncit Iisus. Și cum l-a poruncit Iisus? Botezați-i în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Ăsta e botezul lui Iisus. Dacă nu-i așa cum a zis el, nu-i al lui Iisus. Și ca să fie un botez după Scripturi, trebuie să fie făcut fără interese firești, meschine. De ce vroia să se boteze în apă Simon, despre care am vorbit? Pentru interese meschine. Ca să devină un creștin și creștinul acesta să facă bani cu darurile spirituale. Este un păcat să faci bani cu daruri spirituale. Și vreau să mă opresc aici, nu vreau să comentez mai mult, că mă înțelegeți foarte bine ce spun. Cântări pe bani, predici pe bani și așa mai departe. Uitați-vă ce însumează botezul biblic. Vă rog să-mi puneți Romani capitolul 6, de la versetul 1 la versetul 11. Scriptura este la baza creștinismului, numai lucruri făcute după Scriptură le primește Dumnezeu. Le primește Iisus Hristos. Altfel, dacă nu-s după Scripturi, nu primește Dumnezeu jertfa. Ce vom zice, dar, zice Pavel, să păcătuim mereu ca să se înmulțească harul? Nici de cum, noi care am murit față de păcat. Cum să mai trăim în păcat? Nu știți că toți câți am fost botezați în Iisus Hristos, adică așa cum a zis Iisus Hristos, am fost botezați în moartea Lui? Noi, deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropați împreună cu El, pentru ca după cum Hristos a înviat din morți, prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă. În adevăr, dacă ne-am făcut una cu El prin moartea asemănătoare cu a Lui, vom fi una cu El printr-o înviere asemănătoare cu a Lui. Știm bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu El pentru ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea Lui. În așa fel ca să nu mai fim robi ai păcatului. Căci cine a murit de drept este izbăvit de păcat. Acum, dacă am murit împreună cu Hristos, credem că vom și trăi împreună cu El și întrucât știm că Hristos îl învia din morți, nu mai moare, moartea nu mai are nicio stăpânire asupra Lui. Dragii mei, citind toate aceste versete, vă rog să le recitiți acasă, să vezi ce mare datorie, îndatorire avem noi față de Hristos, făcând acest botez. Vedeți, Domnul Iisus Hristos, toată viața Lui, tot ce a făcut, a făcut după Scripturi. N-a făcut după legea lui Moise. N-a făcut după tradiția evreiască. N-a făcut după alte învățături și datini evreiești. Ci 1 Corinteni 15, 3 la 4, uitați ce spune acolo. Că Hristos a murit după Scripturi, a înviat după Scripturi
Și absolut tot ce a însemnat viața lui a însemnat după Scripturi. Dumnezeu să ne ajute și noi să facem toate lucrurile după Scripturi. Și în al patrulea rând, botezul trebuie să fie confirmat de Dumnezeu. Orice lucrare spirituală, dacă nu-i confirmată de Dumnezeu, dacă n-are pecetea lui Dumnezeu, să știți că e o lucrare omenească. Spune Biblia, Iisus a intrat în apa botezului. Și odată ce a intrat în apa botezului, scrie Biblia, cerurile s-au deschis. Este pentru prima dată când apare Trinitatea sau Sfânta Treime sau Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt la Iordan. Iordanul este cel mai jos loc de pe pământ din punct de vedere geografic. Este la 393 de metri sub nivelul mării. Și cum spune în Evrei că Hristos a coborât în locurile cele mai de jos ale pământului ca să ne ridice pe noi, în locurile cele mai de sus ale slavei. S-a coborât Dumnezeu la noi prin Hristos. Pentru prima dată găsim în Biblie, nicăieri în Biblie nu scrie cuvântul Trinitate sau Trinitas, nicăieri. Dar de multe ori în Vechiul Testament și în Noul Testament găsim această pluralitate a dumnezeirii. De exemplu, Dumnezeu la facere a zis să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră. Dumnezeu nu monologhează, Dumnezeu dialoghează aici cu celelalte două persoane. Tatăl nu este Fiul, Fiul nu este Duhul, Duhul nu este Tatăl, ci fiecare sunt persoane divine distincte. Tatăl este Tatăl, Fiul este Fiul, Duhul Sfânt este Duhul Sfânt. Și acești trei una sunt, formează o triunicitate perfectă. E atât de frumos să vezi această unitate perfectă a Dumnezeului triunic, cum comunică, cum colaborează între ele. După această abilitate romană, primus inter pares, primul între egali, este Tatăl. Pentru că Tatăl a făcut planul creației, Tatăl a făcut planul mântuirii, Tatăl face planuri. Fiul este cel care se implică în aceste planuri și împlinește aceste planuri și Duhul Sfânt la fel. Astfel că la botez, la râul Iordan, s-a coborât slava lui Dumnezeu. S-a auzit o voce din cer, acesta este Fiul meu, prea iubit. Iar Duhul Sfânt se plimba în chip de porumbel, într-un mod teofanic, deasupra Iordanului. Și Ioan aude glasul. Vede porumbelul și este chiar Fiul lui Dumnezeu lângă Ioan în apă. De aceea Ioan a zis, sunt nevrednic, n-am nicio vrednicie să te botez, nici să-ți dezleg măcar cureaua de la încălțăminte. Tu ești Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu din Dumnezeu adevărat. Aș vrea în această zi la botezul vostru să se deschidă cerul. Facem boteze, dar nu vrem să fie botezuri tradiționale. Ci vrem aceste să le certifice Dumnezeu, să-și pună amprenta Dumnezeu, să spună, da, acest botez este după voia mea, primesc acest botez, primesc aceste suflete. Nu oricând se deschide cerul. De mult nu s-a mai deschis poate pentru tine cerul. De mult n-ai mai mers înaintea lui Dumnezeu și ai simțit că cerul de plumb e, pământul e de aramă și nu mai simți prezența lui Dumnezeu. Sfântul Ștefan, primul martir al bisericii, în Faptele Apostolilor, capitolul 7, în versetul 56, în timp ce îl onora pe Mântuitorul prin moarte de martir, a strigat, văd cerul deschis. Nu oricând se deschide cerul, Dumnezeu onora moartea acestui martir, care îl proclama pe Hristos, fără ca să fie împiedicat de vreo frică sau de mulțimile alea turbate, care au pornit împotriva lui cu pietre în mâini și îl loveau. Dumnezeu deschide cerul când oamenii îl onorează după Scripturi, când botezurile se fac după Scripturi, când slujbele se fac după Scripturi, Dumnezeu deschide cerul. Altfel Dumnezeu lasă cerul închis. Putem să avem sărbători, dar fără Domnul. Putem să avem slujbe, dar fără Domnul. Și ar fi cel mai trist să avem slujbe fără Dumnezeu. Avem nevoie Dumnezeu să deschidă cerul la slujbele pe care le avem, ca Dumnezeu să se coboare în mijlocul nostru. Botezul lui Iisus a fost confirmat de Dumnezeu.
Uitați-vă în Genesa capitolul 4, Cain și Abel s-au dus ca să aducă jertfă, însă Dumnezeu certifică jertfa lui Abel și o respinge pe cea a lui Cain. 1 Împărați capitolul 18, Ilie și prorocii lui Baal. Dumnezeu ascultă rugăciunea lui Ilie, certifică rugăciunea lui, trimite foc și mistuie jertfa și chiar sugativează apa din jurul altarului. Dar Baal, care nu este Dumnezeu, prorocii lui care se roagă și se roagă la nimic, nu sunt ascultați. 1 Împărați 17, Dumnezeu deschide cerul atunci când Ilie se roagă de 7 ori și îi spune lui Dumnezeu, dă ploaie pe pământ, 3 ani și jumătate, n-a mai plouat, a crăpat pământul, Ahab și Izabela erau turbeți, nervoși împotriva lui Ilie, l-ar fi distrus dacă l-ar fi întâlnit. Și Ilie, omul lui Dumnezeu, se roagă și îi spune, ascultă-mă, deschide cerul. La a 7-a rugăciune, spune slujitorul lui, văd un nor care iese cât o palmă de om din mare. Du-te, spune lui Ahab, să înhame caii, că Dumnezeu deschide cerul. Dragul meu, de câtă vreme Dumnezeu și cerul este închis? Nu te-ai mai rugat ca Dumnezeu să deschidă cerul în casa ta? Să deschidă cerul în biserica unde ești membru? Mă rog ca Dumnezeu să o facă azi. 2 Cronici 6:26, se roagă Solomon pentru templu și spune, Dumnezeul tatălui meu David, Dumnezeul meu, te rog un lucru, când cerul va fi închis și nu va mai fi ploaie, te rog un lucru, dacă vor veni oameni sfinți în templu, dacă se vor ruga oameni sfinți, ascultă-i din locașul acesta, Doamne, deschide cerul! La botezul în apă asta trebuie să se întâmple minuni. 25 de ani în urmă, proaspăt ordinat păstor, am primit un telefon de la fostul frate, slujitor al Domnului și regretatul Victor Opriș. Frate Nelu, avem un botez în Cămara, la Sighet, și aș vrea să vii împreună cu mine la botez. Nu aveam experiență pastorală decât foarte puțină. Am ajuns la Cămara, lângă Sighetul Marmației. Și fiind în Cămara, am crezut că la botez o să vină un om sănătos, un om zdravă. Ce credeți? Un om bolnav, că era mai mult muribund. Când m-am uitat la el, era un frig afară. Apa înghețase, era iarnă. Și m-am gândit, dacă eu cu omul ăsta trebuie să intru în apă, cred că murim amândoi. El moare de boală, că e și bolnav, iar eu mor și de frig. Era înghețată apa, trebuia spartă gheața. Fratele Opriș a zis, tu ești mai tânăr, tu trebuie să intri în apă. Mi-au adus niște cizme pescărești. Pentru prima dată am văzut și eu cizmele pescărești, mi erau până aici. Am luat cizmele și am intrat în apa botezului. Când am intrat în apa botezului, singura mea rugăciune a fost, Doamne, te rog să nu moară omul ăsta în timp ce-l botez. Am intrat în apa botezului cu el, gheața s-a spart și zgriburind așa și el și eu de frig, l-am întrebat repede, crezi în Domnul Iisus? Da. Pentru că zgriburea de frig, vă dați seama, el era fără cizme pescărești, era cu picioarele desculți, cu hainele alea albe, intrat în apa botezului. Cât timp ești hotărât să-L slujești pe Domnul? Până la moarte, o zi repede. Și apoi l-am botezat. Când l-am botezat a făcut, am crezut că a ieșit Duhul din el. M-am uitat, încă mișca, era bine. A ieșit din apă, au venit alții, l-au scos, l-au dus, l-au schimbat de haine. Și apoi așteptam acum din când în când să mă cheme la înmormântare. Mă gândeam că fratele Opriș o să mă sună și o să zică, omul pe care l-ai botezat a murit. Du-te să-l înmormântez. Însă știți ce s-a întâmplat cam la o săptămână? M-a sunat fratele Victor Opriș și a spus, frate Nelu, omul care era bolnav și pe care l-am botezat s-a vindecat și foarte bine. M-a sunat personal și a vorbit cu mine, am vorbit cu el, familia este extraordinară. Dumnezeu la botez poate să facă minuni. Nu botezul e minunea, ci Dumnezeu este Cel ce face minuni în timpul botezului. Mă rog lui Dumnezeu, dacă cumva în timpul botezului
Ai avut un păcat sau ai un păcat și nu l-ai mărturisit. Nu doar să-ți ierte păcatul. Dumnezeu să facă să fie eliberat de puterea păcatului. Nu botezul eliberează. Nu botezul iartă. Ci Dumnezeu, în timpul botezului, dacă îl certifică el acest botez. Mă rog în această zi să facă Domnul aceste lucruri. Slăvit să fie Dumnezeu!